Deci, vom face o curea din niște resturi. O să alegem una sau cealaltă din catarame, nu știu care, vom vedea. O să folosim linia asta lungă puțin, lipici și linia cealaltă. Să procedem la treabă. Va trebui să dublăm, pentru că așa m-am gândit eu să construiesc cureaua asta. Având în vedere că va fi o curea lată de 4 cm, o să tai prima dată mai mult. O să tai aproximativ 5 cm, din care am să reduc ulterior cureaua. 5-5. Ups! Cam atât de lungă va fi, căci dublura nu e mai lungă, deci vom face o curea pentru o femeie de data asta. Și această piele am cam terminat cu ea. Ups. Cu acest galben vom dubla 5 cm aici, 5 cm aici. Îmi dau seama ca să nu dau cu mai mult lipici decât e cazul. Eu numesc cureaua asta curea jazz, o să vedeți mai la urmă de ce. Asta. O punem pe marginea mesei, ca atunci când dăm cu maclavais, să nu porcim masa. Căci dacă dăm cu lipici pe masă, lipiciul se va duce în fața genții. Uite, folosesc acest colțișor. Îmi păstrez pensulele în toluen. Lipiciul meu este un adeziv policloroprenic diluat în toluen, astfel încât pensulele mele țin foarte mult. Și pentru că ziceam că fac o curea jazz, o să aibă un element decorativ din galben. O să-l trag mare. Ok. Asta este un pic argint, care în mod normal merge binișor, dar dacă face figuri și nu scrie, trebuie încălzit, nu foarte tare, cu o brichetă. E ușor să faci tăietura asta, mai ales dacă ai un exacto knife sau dacă rupi lamele de caterol, fa așa cum le rup eu. Întotdeauna când tai pielea, din cauza tensiunii ei, pielea se va curba altfel decât trebuie, nu va mai rămâne dreaptă, astfel încât o să folosesc această linie ca ghidaj. Ah, mi-am uitat o sculă, răzvane. După care o să trebuiască să mă duc. Și acum trebuie să presez. Ca să nu zgâriu pielea și ca să presez cât mai uniform, folosesc această chestie de la Ikea. E să nu zgârie masa cu mouse-ul sau habar n-am de ce există. Și rola asta e improvizație de la o ganteră. Te ajută foarte tare să presezi. Iată cum s-a curbat pielea după presare. Marginea fiind tăiată dreaptă, de fapt. După cum se vede. Aceeași poveste, am de făcut o tăietură lângă ascuții puțin glumița. Nu mi-am înțelege de ce folosesc cutter, aceeași poveste, îl folosesc de 20 de ani. 4 cm. 4 cm. Trebuie să țin cont că întotdeauna după o tăietură, pielea își face marginea curbă de la sine, din cauza unor tensiuni sau, mă rog, ce-o avea ea. Astfel încât voi face o tăietură lungă din mai multe tăieturi scurte. O să dau o gaură dreptunghiulară de 2 cm, cam cât această daltă de lemn. Facem asta aici. Luăm o placă de găurit.
Așa. Punem prăbușit cisma la loc. După care, aceeași poveste. Două tangente. Una așa și una așa. Asta este prea lată ca să fie gaică. Folosim o linie de 18 mm lățime ca să tăiem și să ajustăm. Pielea asta are vreo 2 mm grosime, deci e cum trebuie. Un gaică aici. Și cealaltă va fi evident egală. Deci o tăiem frumușel. Urmează să fac marginile, mai ales la asta, că celelalte margini pot fi făcute mai târziu. Și această margine. Grijă și la haine. Am dat atât de mult cu boarding cât am ajuns să simt unde mi-e udă mâna dreaptă și să nu ating obiectul cu ea. Ok, se pune la uscat, să sperăm că nu se va lipi, ștergem mâna conform obiceiului. Băgăm și aici. Urmează partea plictisitoare în care maclavaisul se usucă. Ca să fiu sigur că se lipește bine, voi zgâria. Cobor cu piesa, niște milimetri buni, ca să zgâriu pe unde trebuie. Îmi fac semnele. Nu trebuie să zgâriu foarte tare, pentru că oricum urmează să cos și cusătura este infailibilă. Dar pentru a da găuri ușor și pentru a da ținută ulterior, trebuie să fac asta. Pe urmă, ce mai trebuie să fac? Asta e cam groasă, aici o să se îngroașe foarte tare. Hai să subțiem. Voi folosi acest cuțit pe care l-am primit dintr-un noroc și care dintr-un oțel deosebit. Îl dau pe un strop improvizat pe care am dat cu pastă de lustruit mașina. Adică taie. Așa, e o glumiță care chiar taie. Bun, am făcut această tăietură. E semnificativ mai subțire. Și ca să nu murdăresc masa, o să folosesc această ridicatură, pentru că asta cu ridicatul e o șmecherie. Ok. Acum dăm aici cu grijă să nu contaminez marginea, pentru că dacă o contaminez, nu o să pot să întind vopseaua de margine corespunzător. Și după cum spuneam, nu trebuie să acopăr tot, pentru că urmează să cos. S-a evaporat toluenul din el. Cât de exact putem, având în vedere că noi avem cuțitul, nu trebuie să facem ca farmaciștii. Deja arată ceva, nu-i așa? Ok. Aici se poate improviza, pentru că, după cum spuneam, nu e farmacie. Asta mi-a făcut-o un prieten, Mihai, pe numele lui. A găsit o rotiță de ceas, a pilit o grămadă de dinți și a bătut un nit foarte bine. Distanța între găuri este puțin mai mare de 5 mm. 5-1 mm, o chestie de genul ăsta. Și începe găuritul. Partea brutală a muncii. Urmează să pun catarama aici. Asta va fi. În spatele ei va veni gaica. Deci va trebui să țin cont de aceste lucruri. În primul și în primul rând mă enervează că e prea groasă asta. Deci o voi șerpui. Una, două. Ok.
Vom folosi lipici ca întotdeauna, pentru că lipiciul ne ajută să înțelegem ce facem. Așa. Bun. Nu trebuie să se usuce, nu trebuie nimic, pentru că efectiv vom folosi cât să dăm niște găuri, după care o să urmeze cusutul. Ok, e așa, am lipit frumos. Și acum folosim faimoasa metodă ochiometrică. Bun. O să dăm un semn cu asta, nu e ortodox, dar e bine. Iată semnele, e o liniuță aici. Și dăm una, două găuri aici. Una, două găuri aici. Așa, da? Cât de lată ești tu, găicuțo? Cam atâta. Așa, dăm semne. Bun. Ok. Continuăm găurile pe semnele de data trecută. Nu se potrivesc perfect, însă nu o să ne certe nimeni. Aici va veni gaica, se vede, da? N-am făcut o lipitură foarte puternică pentru că vom dezlipi și vom scoate catarama, pentru că va trebui să dăm cu soluție. Trebuie să găurim și găicile astea. Putem să fim mai neclari. Așa. Bun. Vom pune cureaua așa. Ochelarii jos de pe nas. Grijă la cămașă. Și începem. Ața în dinți. Am transformat-o în dâltiță. Așa se introduce pe ac. O, e pe ac, e pe ac. Folosesc întotdeauna acele cu cea mai mică ureche în care pot să bag ața. Prefer să mă chinui când bag ața în ac decât la 100 de găuri. Nu trebuie decât să repet același gest la infinit. Bag acul din mâna dreaptă, cu mâna stângă bag acul peste acul din mâna dreaptă și fac un gest simplu, rapid, comod. Acum m-am mutat pe linia de sus și teaman bine, în timp ce cos găicile, se usucă cureaua, se usucă vopseaua de margine. Să sperăm că s-a vopsit destul. Trebuie să închidem gaica. O închidem, uite, așa. Ok. Așa. Așa. Acum calăm găurile. Pax, le-am calat. Se taie. Paca, paca. Și se arde. Asta se începe chiar din capăt. Și se face altfel la ea. La asta doar jumătate se coase ușor. E, la gaica culisantă, care trebuie să fie frumoasă cu totul, facem așa. Deci o calăm de la început. Am ajuns în acest punct. Și acum facem o cusătură dreaptă, doar că mai chinuitor puțin. Țin cu degetul aici, evident, că altfel îți fuge ața. Îți fuge și când ții cu degetul câteodată, da? Da. Reiei faza pe verticală și te descurci.
ții strâns, întorci, tai și repede arzi. Și spui 1-0. 1-0. Asta e urâtă, asta e frumoasă. Pe asta o punem deoparte. Pe asta o punem aici. 1, 2, 3 și o rezervă. Și începe cusutul, frate, forjă, viteză. Va trebui să detorsionăm ața, pentru că ea se învârte. Uite, faci așa, îi dai drumul. Și la una și la alta și faci așa. Acum o să fac o mișcare cu încetinitorul pentru oameni. Deci, se bagă acul din mâna dreaptă și cu acul din mâna stângă pipăi cu vârful degetului și scot acul. După care le trag pe amândouă deodată, că am loc. A, și pentru că folosesc cele mai subțiri ace în care pot să bag ața, să nu uităm acest aspect. Tăiem scurt, că nu e un nod de rezistență ăsta, că ține ața de dinainte. Bine, dacă există vopsea de Kant, oare există și vopsea de Hegel? Dublăm ultimii pași. Așa. Și așa. Ok. Tăiem. Asta e un nod de rezistență, deci lăsăm mai lung. Suntem pe mijloc, suntem. Trage una cu toporul, ca să adormă puișorul. Suntem pe mijloc, suntem. Suntem pe mijloc. Da. Au ieșit 6 găurele, din 3 în 3 centimetri. Asta înseamnă 3 ori 3 kg. Poate să varieze greutatea omului. Să punem prelucea la loc. Poate să varieze greutatea omului 12 kg. Bă, cam așa. Cam așa.